Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face o aplicație legată de criteriile de paralelism. Întâi să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Ei au de rezolvat o problemă la geometrie. Haideți să-i ajutăm. Putem demonstra că două drepte tăiate de o secantă sunt paralele? Pentru aceasta să ne amintim criteriile de paralelism, și anume reciproca teoremei unghiurilor alterne interne. Dacă două drepte formează cu o secantă o pereche de unghiuri alterne interne congruente, atunci dreptele sunt paralele. De exemplu, dacă unghiul 3 este congruent cu unghiul 5, acestea fiind unghiuri alterne interne, atunci dreptele A și B vor fi paralele. Ce alte teoreme de paralelism avem? Criterii de paralelism. Dacă două drepte formează cu o secantă unghiuri alterne externe congruente, atunci dreptele sunt paralele. De exemplu, dacă unghiul 1 este congruent cu unghiul 7, sunt unghiuri alterne externe. Dacă ele sunt congruente, atunci dreapta A este paralelă cu dreapta B. Dacă două drepte formează cu o secantă o pereche de unghiuri corespondente congruente, atunci dreptele sunt paralele. Spre exemplu, dacă unghiul 1 este congruent cu unghiul 5, atunci dreptele A și B vor fi paralele. Alte teoreme reciproce. Dacă două drepte formează cu o secantă o pereche de unghiuri interne de aceeași parte a secantei suplementare, atunci dreptele sunt paralele. De exemplu, dacă unghiul 3 și unghiul 6 sunt suplementare, adică suma măsurilor lor este de 180 de grade, atunci dreptele A și B vor fi paralele. Și o ultimă teoremă. Dacă două drepte formează cu o secantă o pereche de unghiuri externe de aceeași parte a secantei suplementare, atunci dreptele sunt paralele. Pe desenul nostru, de exemplu, dacă unghiul 1 plus unghiul 8, suma măsurilor lor este de 180 de grade, atunci dreapta A este paralelă cu dreapta B. Să facem următoarea aplicație. În figura alăturată, punctele G, B și C sunt coliniare, punctele E, A și B de asemenea sunt coliniare și F, D, C coliniare. Iar măsura unghiului E, A, D este de 44 de grade și 42 de minute. Măsura unghiului ABG este de 135 de grade și 18 minute. Și să demonstrăm că dreptele AD și BC sunt paralele. Pentru aceasta, pornim de la faptul că punctele G, B și C sunt coliniare, deci B aparține dreptei GC, GBC în această ordine situate pe dreaptă. Asta înseamnă că unghiul GBC este un unghi alungit, deci are 180 de grade. Dar acest unghi GBC este format din unghiul GBA plus unghiul ABC. Știind că GBA este de
135 de grade și 18 minute plus unghiul ABC, dar am văzut că GBC este de fapt un unghi alungit, deci are 180 de grade și obținem 135 de grade și 18 minute plus măsura unghiului ABC este egal cu 180 de grade, de unde unghiul ABC va fi egal cu 180 de grade minus 135 de grade și 18 minute. Avem și minute aici, deci va trebui să ne împrumutăm de la 180 de grade, vom avea 179 de grade 60 de minute minus 135 de grade și 18 minute și ne dă faptul că unghiul ABC este egal cu, facem diferența, 179 de grade minus 135 de grade ne dă 44 de grade, iar 60 de minute minus 18 minute obținem 42 de minute. Dar ce observăm? Faptul că unghiul EAD acesta este egal tot cu 44 de grade și 42 de minute din ipoteză, știm acest lucru, rezultă că cele două unghiuri vor fi unghiuri congruente, deci unghiul ABC este congruent cu unghiul EAD, dar aceste unghiuri sunt unghiuri corespondente, cu secanta AB. Și conform teoremelor, criteriilor de paralelism, o să avem faptul că AD este paralel cu BC. Să trecem la punctul B al problemei. Avem de stabilit poziția dreptelor AB și CD. Ce știm? Faptul că măsura unghiului ADC este cu 28 de grade și 18 minute mai mică decât 2 cincimi din suma măsurilor unghiurilor ABC și BAD. Deci 2 cincimi din suma măsurilor unghiurilor ABC și BAD minus 28 de grade și 18 minute. Unghiul ABC, ABC este acesta. Și unghiul BAD, BAD este acesta. Dacă considerăm dreptele AD și BC, despre care am arătat că sunt paralele, aceste două unghiuri sunt unghiuri interne de aceeași parte a secantei și pentru că cele două drepte sunt paralele, unghiurile vor fi suplementare. Deci AD paralel cu BC din demonstrația de la primul punct rezultă că unghiul ABC plus măsura unghiului BAD egal 180 de grade. Deci sunt unghiuri suplementare, fiind unghiuri interne de aceeași parte a secantei AB. Și înlocuim în relația de sus, obținem unghiul ADC va avea măsura egală cu 2 supra 5 ori suma aceasta, am văzut că este de 180 de grade, minus 28 de grade și 18 minute, egal. 2 pe 5 ori 180, putem să facem simplificare, 2 ori 180 împărțit la 5 ne dă
36 de grade minus 28 de grade și 18 minute, adică va fi egal cu 72 de grade minus 28 de grade și 18 minute. Observăm că avem și minute de scăzut, deci trebuie la 72 de grade să ne formăm minute. Vom lua un grad și obținem 71 de grade, gradul transformat în 60 de minute minus 28 de grade și 18 minute. Egal. 71 de grade minus 28 de grade ne dă egal cu 43 de grade, iar 60 de minute minus 18 minute obținem 42 de minute. Deci, am obținut faptul că unghiul ADC are 43 de grade și 42 de minute. Dar, deci acesta 43 de grade, 42 de minute. Dar observăm că unghiul EAD este egal cu 44 de grade și 42 de minute din ipoteză, înseamnă că aceste două unghiuri nu sunt congruente. Dacă luăm dreptele A, B și DC, aceste două unghiuri, acesta cu acesta, sunt unghiuri alterne interne, dar nu sunt congruente. Deci e vorba de unghiuri alterne interne, care cu secanta AD, dar aceste unghiuri nu sunt unghiuri congruente. Deci înseamnă că cele două drepte AB și DC nu sunt paralele. Vă propun următoarea aplicație, să o rezolvați. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare.